6 motive pentru a cumpăra o mașină care are un motor mic. Știți foarte bine că mie nu-mi plac motoarele foarte mici, în special în 3 cilindri, dar sunt și avantaje în mod special economice, că de asta s-au făcut. Nu prea sunt multe avantaje tehnice, poate că sunt foarte puține, sunt mai multe avantaje economice. Care ar fi acelea? Dacă vei să-ți cumperi o mașină cu un motor mic care sunt avantajele. Primul ar fi că, în mod evident, un motor mai mic ocupă mai puțin spațiu și este mai ușor. Așadar, se folosesc mai puține materiale. Spre exemplu, dacă ai un motor de 1 litru în 3 cilindri sau de 1, 2, 1, 3, 1, 4 în 4 cilindri, comparativ cu motoare mult mai mari, de 2 litri, 2,5 litri, 3 litri, motorul are mai puțin antigel, mai puțin ulei, mai puțin aluminiu, mai puține materiale, alte materiale, așadar toată mașina va fi mai ușoară, iar dacă toată mașina va fi mai ușoară înseamnă că e mai eficientă din punct de vedere al consumului. Am în cap o mașină eficientă, de fapt două să zicem. Suzuki Baleno pe care l-am condus și știu că este o mașină cu motor de 1-2 în 4 cilindri cu distribuție pe lanț, avea undeva la 900 de kg. Motorul se încălzea foarte repede și avea un consum de 5 și ceva 6% pe benzină, fără turbo. Deci o mașină care era eficientă și ideală pentru oraș. Un alt avantaj foarte bun al motoarelor mici este că se încălzesc repede, iar asta vine cu un alt set de avantaje. Primul ar fi că pe timp de iarnă, dacă te duci la muncă și ai de mers, nu știu, 3-4 km, el dacă se încălzește foarte repede, vei avea călduți în habitaclu, nu ai nevoie de cine știe ce rezistențe care se pun, de exemplu, la diesel pentru a încălzi habitaclu până când se încălzește motorul. Și aici vin cu alt exemplu, tatăl meu are, încă are o Skoda Octavia 2, care are o rezistență de vreo 1000 de vați, care s a ars, pentru a o înlocui trebuie dat jos tot bordul și a zis mai bine mă lipsesc, iar el ca să încălzească la parametrii optimi motorul, trebuie să meargă 15-20 minute iarna și abia atunci, după 15-20 de minute, începe să bage călduț. Motoarele diesel se încălzesc mai greu decât cele pe benzină. Dacă e un motor diesel de 2 litri și îți bagă călduț în 3 minute, căldura aia este, adică vine artificial. Ai o rezistență, ai un reșou ceva pe undeva care fie preîncălzește antigelul, fie efectiv îți bagă călduț în mașină până când se încălzește motorul. Ei bine, la un motor mic, în special pe benzină, nu ai nevoie de așa ceva pentru că el în mod natural se va încălzi repede. Ăsta ar fi primul avantaj că motorul mici se încălzește repede. Avantaj 2, tehnic, ajunge mai repede la parametrii optimi. Asta înseamnă că avem o uzură mai mică. Dacă noi mergem în permanență cu motorul rece, acceptăm uzura motorului. De asta e bine să mergem dacă avem un termostat Blocat pe deschis, adică stă numai pe circuitul mare. Asta înseamnă că sistemul de răcire merge în continuu, motorul se încălzește foarte greu și nu ajunge aproape niciodată la parametrii optimi, decât poate condiții ideale. Pe sistemul de răcire avem un circuit mic și un circuit mare, care acestea sunt controlate de către termostat. E rece, merge pe circuit mic, e cald, merge pe circuit mare. Dacă se blochează pe deschis, adică merg pe circuit mare, tu nu vei avea niciodată motorul la parametrii încălzi corespunzător. Asta va accentua uzura, va crește consumul, se vor face depuneri, în fine, altă discuție, altă filozofie. Ideea este că la un motor mic, în special pe benzină, se încălzește în mod natural mai repede, avantaj confort tu că ai căldură în mașină în mod natural și rapid și avantaj 2 tehnic ajunge mai repede la parametri optimi și chiar dacă mergi pe distanțe scurte, nu vei pune în ghilimele în pericol pe termen lung viața motorului. Bun, am scheme ușoară cât mai puține componente, cât se călzește mai rapid, că ai un consum mai mic în mod evident, dacă ai o greutate redusă și mai puține frecări, că ai mai puțini cilindri și o cilindrie mai mică, dacă mergi în condiții ideale, vei avea și un consum mai mic. Dacă forțezi motorul în rampe, vrei să scos de la el ceea ce nu are, adică putere prea multă, o să consume destul de mult, poate chiar mai mult decât un motor mai mare, în special dacă mergi pe autostradă. Dar dacă mergi eficient, constant, la o viteză corespunzătoare, vei avea consumuri de 3-4 litri la sută. Am avut consum de 3 și ceva cu Ford Puma de 1 litru EcoBoost Mild Hybrid când am avut în test. Am avut consum de 4 și ceva la sută când am mers în Cipru cu familia, am închiriat un Ford Focus eu închiriasem altceva, dar am primit Ford Focus, închiriasem o Kia care din păcate era în service și când mi-au adus mașina au venit cu un Ford Focus 1.0 EcoBoost de 125 de cai putere, care avea un consum de 4 și ceva, dar a mers normal, adică n-am mers nici tare, nici foarte încet și am avut un consum decent, zic eu. Și ar mai fi două avantaje foarte uh, interesante. 1. Ai mai puțin ulei. Mai puțin ulei, mai puțin antigel, implicit ai revizii mai ieftine. Acum, sunt și excepții. Dacă vorbim de un motor de 1 litru turbo, Logan 0.9 turbo, ai 4 litri și ceva de ulei. Acum, dacă e un motor de 1.2, 1.4, 1.6, benzină aspirat, s-ar putea să ai 3.5, 3.8, 4 litri de ulei. Deci, caz concret, Dacia Logan la 0,9 intră 4,5 litri e turbo, e în 3 pistoane e de 900 de cm cubi la 1,4 1,6, 8 valve ă, generațiile anterioare intră 3,3 litri și în 4 cilindri dar motoarele sunt aspirate sunt și excepții, dar 1.4 sau 1.2 sau 1.0 sau 0.9 tot la categoria motor mici le încadrăm, motoare mici le încadrăm. Motor mare înseamnă, teoretic, de la 2 litri în sus, ce e sub 2 litri, adică, de fapt, 1,6, 2 litri, eu le numesc în Europa motoare de dimensiuni, de capacități medii, chiar 1,6, 2,5. Peste 2,5, 3 litri vorbim de capacități mari și foarte sofisticate, și foarte ineficiente, și foarte uh, scumpe la întreținere, practic. Ai mult ulei, mult antigel, consumă mai multă benzină mergi mai sportiv, impozit mai mare, sunt mai grele și așa mai departe și capacități mici sunt teoretic sub 1.6. Deci tot ce e sub 1.6 în teorie e un motor mic. Acum, eu aș face recomanda următorul lucru. E un power tip așa, semnul exclamării. Dacă vă luați un motor mic, vreți un motor mic, că să se încălzească repede, că consumă puțin, că ai costuri mici și caroseria trebuie să fie pe măsura mașinii. Motor mic, caroserie mică, Jos pălăria. Deci dacă ți iei un litru pe o mașină mică, ți iei un litru, unul, doi pe un Swift, pe un Baleno, pe un Polo, pe o Fabia, pe un Sandero, pe un Nissan Micra, nu e nicio problemă. Unul, zero, EcoBoost, Ford Fiesta, nicio problemă. Ford Ka, deci mașină mică, motor mic nu vă luați mașini mari cu motoare mici. Că vrei mașină mare, dar nu-ți permiți decât motorul ăla sau ești grecești și vrei motorul ăla. În cadrul Volkswagen, de exemplu, grupul VAG, este 1.0 pe Caroc și pe... Hai că camicul e mai micuță overall, dar e 1.0 și pe Octavia, adică pe generațiile următoare din ce am văzut l-au scos. Au pus 1.5 TSI, 2.0 TDI, subiect închis. Nici măcar unul 6 nu am văzut pe ultimele modele de, de Octavia. Iar Volkswagen n-a pus 1.0 0 pe Passat. În teorie, Octavia e mai mică decât noul Passat. Passatul nou e cumva concurent cu Superbu. Adică dacă vrei ceva peste Superb, că ți i Passat. Dar pe Octavia am condus, am avut un test. Am filmat-o acum ceva ani. 1.0, 0, 116 cai pe Octavia. E cam la limită. Mașina n-ar fi atât de grea și se simțea ok la condus dar mi se pare ușor submotorizat, adică aia ar fi limita maximă. Mai sunt suvulețe cu un 0, mai sunt diverse mașini, ele în teorie sunt mai ușoare, sunt foarte, foarte ușurate, au mult plastic, puțin fier, mult aluminiu și atunci sunt ușoare. Dar o să tinzi să umpli mașina aia cu bagaje sau dacă mergi cu familia o să adaugi greutate și motorul ăla va fi sărac chinuit. Deci cam asta ar fi regula ideală, vrei mașină cu motor mic, ia o mașină mică. În, 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 esență, e o idee foarte bună pentru oraș să ții o mașină mică cu motor mic pe benzină. Ideal. Dar nu 1.6 hibrid pe Santa Fe? Ce e Adică, what? Sau uh, 1.4 turbo benzină hibrid Octavia RS? Ce e aia? Adică, glume, glume comerciale. Adică, motor mic, ok. Pentru aplicații mici, oraș mașină ușoară. Vrei mașină forțoasă mare? Pune motor mare, adică cam așa văd eu lucrurile din punct de vedere tehnic și din punct de vedere economic până la urmă. Și ar mai fi un avantaj, o vei vinde mai repede. În general, cu cât e motor mai mare, cu atât se va vinde mai greu. În special dacă depășește capacitatea de 2 litri. 1.0, 1.2, 1.4, e sub 1.6, impozitul e mic, consumul e mic, întreținerea relativ mică, se va vinde. Dacă mașina e în stare bună, se va vinde. Ai zis 2.5 benzină, 2.2 diesel, o fi întreținută, o fi acum, o fi, nu o să strâmbe din nas. ți mi minte când am cumpărat BMW-ul 523i pe care l-am oferit giveaway împreună cu Car Vertical, că mi-a zis că au venit N oameni să vadă mașina. Mamă, cum arată, mamă, ce mișto e, mamă, cum merge, ce motor are? 2.5 benzină. 2.5 benzină! Ne auzim o zi bună. Deci, numai când auzea că e motorul peste 2 litri, ne auzim, am plecat. Deci nu a deranjat consumul. Nu l-a deranjat nimic, îi plăcea cum merge, cum se aude. Când au zis că e de 2,5, fugeau toți. Toți vreau 2000 diesel sau 2 litri, dacă se poate. La E60, 2,0i nu a existat. A fost 2,2. Deci 520 a fost 2,2 în 6 cilindri care automat depășea cilindrea de 2000. Automat al plac de impozitare. Toți fugeau când auzeau 2,5. Ne auzim au venit N să vadă mașina și fugeau strict pentru simplu fapt că era mai mare de 2 litri. Deci dacă ți ceva că îți place cu motor mare, o să o vinzi mai greu. ți ceva cu motor mic, chiar dacă nu ți place, o să o vinzi mai repede. Pentru că te adresezi mai mulți oameni potențial cumpărători, potențial clienți. Ăsta ar fi ultimul avantaj. O vinzi mai repede, adică repede vei vinde un 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 4 versus un... chiar și un 2, 0. Adică 2, 0, deja peste 2.0 vei vinde foarte greu. Cam asta ar fi avantajele unei mașini cu motor mic. Personal mi-aș cumpăra, dar, repet, folosind tipsul pe care vi l-am dat, mașina mică, motor mic, nu mașina mare cu motor mic, Cine își cumpără mașină mică cu motor mare deja intră la altă categorie. Aia e categoria pentru, pentru pasionați. Mașină mică, motor mare. Sunt și altă de mașini foarte multe, unele chiar accesibile, o să discutăm probabil într-un alt episod despre mașini mici cu motoare mari. Ne vedem în următoarele episoade.